Povestea care a fost pătrată. A fost odată ca niciodată o grădină pătrată. Acolo creșteau lalele mușcate și panseluțe pătrate. În mijloc dădeau rod copacii pătrați care făceau mere pătrate. Iar în soarele pătrat se coceau legumele, morcovi pătrați, pătunjei și ceapă pătrată. Pe cerul pătrat treceau nori pătrați, din care cădea din trei din cele patru anotimpuri o ploaie pătrată, iar în iernile pătrate fulgi de zăpadă pătrați. Grădina, ca multe altele de același fel, adică pătrate, era la marginea unui oraș pătrat, cu mașini pătrate, case pătrate, câini pătrați și oameni cu capul pătrat, cu ochii, gura, limba și nasul pătrate, chiar și cu numele pătrate, și cu mâinile, picioarele, burțile și mai ales cu inimile pătrate. Mâncau bomboane de ciocolată pătrate și șnițele de pui pătrat, din fipturi pătrate, cu pâine perfect pătrată, la mese pătrate, pe scaune pătrate, ascultau muzică pătrată, dansau dansuri și pătrate și, bineînțeles, trăiau în case pătrate. Pe scurt, viața lor era pătrată. Chiar mai mult decât atât, țara era pătrată, înconjurată de alte țări, mai mici sau mai mari. Toate, dar absolut toate, pătrate. Pe un continent, desigur, pătrat, care se scălda într-un ocean pătrat, în care trăiau pești pătrați, balene, delfini, foci și pinguini pătrați. Acum, nu o să vă mai mirați deloc dacă o să vă spun că și planeta era pătrată. Grădinarul pătrat, care îngrija grădina pătrată, de care vă mai aduceți aminte, doar cu ea a început povestea noastră. Ei bine, grădinarul avea o fetiță, pe care o ținea mai mult închisă în casa lui pătrată, fiindcă nu voia ca ea să iasă în lumea lui pătrată. Fiindcă fetița, așa cum vă închipuiți, nu avea nici părul pătrat, nici nasul pătrat, nici ochii și nici privirea pătrat. Avea un cap frumos, oval, cu ochii rotunzi, albaștri, verzui. Nu avea privirea pătrată a tuturor copiilor din jur și, spre disperarea tatălui ei pătrat, se pare că nici inima ei nu era tocmai pătrată. Era, deci, foarte, foarte bolnavă. De aceea stătea în casă și, fiind cu totul altfel decât ceilalți, nu mergea la școala pătrată din cartierul pătrat, nici nu învăța din cărți pătrate în care lecțiile erau pătrate. Adevărul este că nu avea voie nici să vadă, nici să fie văzută de cineva. Era foarte bine izolată și nici măcar tatăl ei, deși o iubea foarte mult, cu toate că ea era așa monstruoasă, nici măcar el nu o vizita decât foarte rar și aproape tot timpul o privea printr-un perete de sticlă pătrată și îi împingea mâncarea pătrată printr-o mică ușiță pătrată. Numai că fetița habar n-avea că era bolnavă și voia afară. Toți copiii vor afară să joace în aer liber cu alți copii, să se urce în copacii pătrați și să asculte ciripitul pătrat al păsărelor pătrate. Dar n-avea voie afară și adesea plângea din cauza asta cu lacrimi mici în formă de picături, care îi speriau foarte tare pe tatăl ei pătrat. Într-o zi, fetița a primit, ca să-i mai treacă supărarea, un cățeluș pătrat. De îndată ce l-a luat în brațe, forma lui perfectă s-a risipit.
și capul lui a devenit foarte asemănător cu al noii lui prietene. I-au crescut unghii ascuțite și dinții tăioși, nasul i s-a rotunjit și ochii au început să-i sclipească cu totul și cu totul nepătrat. Am uitat să vă spun că în camera fetiței noastre lucrurile aveau altă formă decât cea obișnuită. Masa era dreptunghiulară și scaunele rotunde, hainele aveau nasturi rotunzi. Plin până și florile pătrate, proaspete, pe care le aducea în fiecare dimineață îndureratul ei tată pătrat, până și ele aveau forme diferite, necunoscute, fiindcă s-a molipsit de la fetița noastră, care, într-adevăr, contamina tot ce atingea. La fel și bietul animal din brațele monstruoase ale fetiței, care, fericită, lătra la puiul de câine, încercând să înțeleagă cu el pe limba lui. Era, cum vă dați seama, copii, foarte, foarte, foarte periculoasă. Numai că, așa cum vă spuneam, ea nu știa asta și, plină de recunoștință, fericită pentru darul primit, a uitat că trebuia să-l asculte pe tatăl ei. A deschis ușa, interzisă, a alergat la el și l-a îmbrățișat cu drag. Deodată, sub privirea încă pătrată a grădinarului, brațele și picioarele sale pătrate s-au lungit, umerii săi pătrați s-au rotunjit, pe degete i-au crescut unghii ovale. Speriat, grădinarul s-a uitat în oglinda care, din pătrată ce era, începea să capete o altă formă, total necunoscută. Înnebunit, deși nu îl durea nimic, cu toate că se transformase așa de tare, grădinarul a ieșit din casă. Odată cu el, fetița și câinele ei au văzut pentru prima oară cerul cu soarele pătrat, norii care se pregăteau de o ploaie pătrată în toată legea. Minunatele mere pătrate, care miroseau atât de pătrat în aerul rece, ca un pătrat perfect. Dar n-au văzut-o prea mult și nu e greu de ghicit de ce. Păi cred că vă dați seama, copii, că pe loc, în frumoasa lume pătrată, s-a răspândit dezordinea. Norii n-au mai avut nicio formă, copacii au început să crească în legea lor, merele au devenit rotunde, dar nici ele nu sunt perfecte. Grădina s-a lungit și s-a lățit, pădura a năpădit orașul și orașul s-a întins spre șosea, țara s-a modificat ca și țările din jur. Continentul s-a rupt în mai multe bucăți. Peștii, uluiți aproape că au ieșit pe mal, printre animale de forme cu totul necunoscute până atunci. Chiar și planeta și-a schimbat forma. Din pătrată a devenit rotundă. Iar oamenii nu înțelegeau ce se întâmplă cu ei. Au devenit așa de diferiți, nu numai de ce erau înainte, dar și unii de alții. Dacă până atunci nu conta cine unde locuia, copiii cui erau în casa ta, dacă nu puteai să-ți deosebești părinții de mama și tatăl celorlalți copii, acum era o dezordine generală. Lumea era așa de mare, de ciudată, nu te mai puteai descurca. La fel ca și până acum, trebuia să fii atent la cei din jur, să recunoști drumul spre casă, să înveți să mănânci din farfurii rotunde, cu furculițe ascuțite, să locuiești printre lucruri cu forme nemai văzute. Într-o lume în care nimic nu semăna cu nimic, într-o lume în care nimic nu mai era perfect. Pentru că inimile oamenilor nu mai erau pătrate. Aveau forma aceea neobișnuită, ca o pară sau ca un avocado,
sau ca un nor, sau ca o frunză, sau ca o floare, ca un fruct, ca un vis, ca o dorință, ca durerea și bucuria, ca vântul și zăpada, care este spulberată, ca un bulgăre de pământ, sau ca o pâine proaspătă, sau ca și ciripitul păsărelilor, sau ca muzica stelelor pe cerul nopților de vară. Și toată dezordinea asta, dar absolut toată, de la o simplă îmbrățișare.